platforma mea program încă n-a fost elaborată. Ea este terminată, nu este finalizată, probabil că în cursul acestei săptămâni va fi tipărită și dorința mea cea mai mare este ca cele aproximativ 60-65.000 de exemplare să ajungă pe masa fiecărui cetățean, în casa fiecărui cetățean din municipiul Bacău, să vadă dacă această platformă, care este destul de coerentă, zic eu, odată că e, deci este foarte pertinentă și foarte realistă. Intențiile mele sunt de a da jumătate din buget, vreau să-l întorc înapoi băcăuanilor, pentru diverse probleme, că îi plată la căldură, că îi plată pentru pensionari peste 70 de ani, că sunt transportul să devină gratuit pe toate rutile, pentru toate categoriile sociale, m-aș referi cu excepția celor care sunt salariați, mă refer la studenți, pensionari, să facem scutiri de impozite la pensionari peste 70 de ani, să aducem pachete acasă la oameni peste 70 de ani. Din acea jumătate. Deci asta ar fi cumva prima dumneavoastră măsură, să încercați de să dați jumătate ani? De... De ce mi-am propus ca jumătate cei patru... de buget oamenilor, da? Exact, pentru că ce se întâmplă? Eu, personal, sunt un om optimist, dar sunt convins în următoarea etapă că va fi din ce în ce mai greu. Va fi mai greu decât a fost până acum. Nu văd că imediat acest guvern sau, indiferent, clasa politică să poată face minuni în următorul an. Problemele vor fi, ele sunt foarte adâncite, sunt profunzimi, sunt foarte adâncite acum. Sunt mulți cetățeni care nu mai au ce să pună pe masă. Nevoile sunt atât de mari, încât efectiv, dacă vă uitați pe străzi orașul Bacău, fiecare, majoritatea cetățenilor pe care îi vedem, ne uităm la ei, o să observați că stă cu capul în jos, plin de probleme, din necazuri, nu mai vezi un om vesel, nu mai vezi pe nimeni râzând, toată lumea are o presiune interioară foarte mare. Nu mai au cu ce să-și ducă copiii la școală, nu mai au ce să-i dea de mâncare, problemele, nu mai poate să-și plătească chiria la apartament, nu poate să-și mai plătească curentul. Deci sunt mari probleme și atunci, eu tocmai asta am văzut, este o formă, bineînțeles că dincolo de această problemă va trebui să găsim soluții de a crea noi locuri de muncă, de a găsi, să aducem investitori necesari de altfel, spunând în sintagma, folosind-o covorul roșu la primărie, eu mi-am propus, și imediat o să-i dau cuvântul domnului Lazar, mi-am propus ca în această campanie electorală să fac o întâlnire, să vedem unde vor, la centrul de afaceri, unde vom fi primiți ori la Casa de Cultură și vreau să, cei patru ani pe care sper să câștig mandatul, să creez acest buget, prezentând situația reală din primărie, cu toți oamenii de afaceri din Bacău, care sunt dispuși, cu economiști de mare marcă de la Universitățile de Stat și private de Universitatea Bacovia, care au sclipiri și au, dincolo de inteligența nativă, să aibă și pregătirea necesară, cu experiența pe care o am, să găsim soluții. Pentru că un singur om nu poate salva acest oraș, indiferent ce se va întâmpla, indiferent cum îl cheamă. Să găsim soluții și să creăm un buget pentru 4 ani, de la an la an, să găsim de comun acord, că numai împreună cu cei, se știe bine că 80% din economia românească este în dreptul privaților. Și numai împreună cu ei, cred că vom găsi soluția adecvată să putem depăși aceste momente critice.